M-am întors acasă în februarie 1990. În calitate de investitor străin suedez și om de afaceri român și suedez. Pentru a mi se fura banii personali sau aduși ca investitor și pentru a mi se fura proiectele, fie ca idei, fie la propriu, adică ne referim la cele în curs de dezvoltare. Acestea fiind luate în considerare, evident, era de preferat să nu existe martori la cele menționate. Motivul a fost unul găsit, înșelăciune îndauna avutului public, care de fapt era un litigiu strict comercial soluționat de altfel la acea dată. Exact acum 25 de ani, pe 13 aprilie 1993, la ora 22:30, primeam o ordonanță de reținere de 24 de ore. O zi mai târziu, la data de 14 aprilie 1993, parchetul emitea un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, care urma să fie prelungit până la data trimiterii în judecată, respectiv 9 noiembrie 1993. După trimiterea în judecată din 9 noiembrie 1993, mandatul de arestare preventivă de 30 de zile a început să se prelungească aleatoriu, 30, 60 și respectiv 90 de zile. Aceste prelungiri de mandat nu aveau un temei legal, fiind date în lipsa unui text legislativ abrogat prin nepublicare, care să stabilească modul de punere în aplicare a legii de executare a pedepselor. Pe scurt, după cele aproximativ 9 luni, 270 de zile, am fost ilegal deținut și nu doar reținut, până la cumul total de 989 de zile, mai exact aproape 3 ani. Am devenit liber, teoretic, la data de 28 decembrie 1995, prin hotărârea completului de judecată. Teoretic, fiindcă arestarea a fost înlocuită cu interdicția de a părăsi localitatea, o situație în care nu puteam să lucrez sau să beneficiez de același drepturi ca un cetățean normal. Decizia de expulzare a fost luată inițial în 1994 și rămasă definitivă în 2001, fără prezența mea în sala de judecată și în ciuda tuturor evidențelor depuse în cauză încă din 1994, că eram cetățean român și deci nu puteam să fie expulzat. A trebuit să aștept să se pronunțe decizia Procurorului General de a declara recurs în anulare privind decizia de expulzare și decizia aferentă în alte curs de casație și justiție, care nu mi-a fost adusă la cunoștință decât în ianuarie 2018. În anul 1997 am depus prima plângere, eram în România. Mai mult decât atât, atunci când completul de judecată a constatat intervenția prescripției, am solicitat continuarea procesului până la stabilirea adevărului, iar cererea mea a fost respinsă, deși era un drept stabilit prin lege. Recent, în ultimile luni. În 2000, am decis că românii mei trebuie să aibă acces la povestea mea, reală, în scris, astfel ca lucrurile care mi s-au întâmplat mie să nu se mai poată repeta vreodată. Simt că am ajuns la momentul în care adevărul trebuie să iasă la suprafață, oricât de deranjant sau incomod ar fi el. Simt că am lăsat în urma mea, exact după 25 de ani, o mărturie asupra unei șiri de evenimente care ne-au schimbat radical viața, atât mie cât și celor din jurul meu. În același timp simt că pot ierta, fără însă să pot uita, și acest lucru mă obligă să vorbesc pentru ca oamenii să știe și să poată învăța ceva din asta. În acest prim volum apar o serie de nume importante, iar restul va urma în volumul următor. După exact 25 de ani, vă aștept în această seară, începând cu ora 17, la Pache Bistro & More, pe Bulevardul Pache Protopopescu la numărul 60, pentru lansarea cărții, sesiune de autografe și discuții pe marginea ei. Sunteți bineveniți!